Să arătăm că sin de A minus B ori sin de A plus B e sin de A minus sin de B pe lângă sin de A plus sin de B pentru orice numere reale A și B. În primul rând observăm că membru drept al egalității sin de A minus sin de B pe lângă sin de A plus sin de B e sin pătrat de A minus sin pătrat de B. Și atunci, o primă metodă ar fi să luăm membru stâng al egalității sin de A minus B ori sin de A plus B și să transformăm produsul funcțiilor trigonometrice în sumă. Mai precis, folosind formula pentru sin de A ori sin de B jumătate din cos de diferență minus cos de sumă, obținem că sin de A minus B pe lângă sin de A plus B este jumătate din cos de A minus B minus A plus B minus cos de A minus B plus A plus B. Și atunci obținem că este jumătate din cos de 2B minus cos de 2a, deoarece cosinusul este pară, știm cos de minus 2b este egal cu cos de 2b. Ceea ce înseamnă că putem înlocui cosinusul de 2b cu 1 minus sin pătrat de b, știm că trebuie să ajungem la sin pătrat de a și sin pătrat de b. Și atunci, cos de 2b e 1 minus 2 sin pătrat de b, cos de 2a e 1 minus 2 sin pătrat de a și atunci diferența lor în urma reducerilor este chiar sin pătrat de a minus simt de b de două ori și cu 1 pe 2 din față, se simplifică 2 -ul. Deci în felul acesta am arătat că membru drept al egalității este egal cu membru stâng al egalității. Destul de simplu. Reținem și că în cos de 2-a e cos pătrat de a minus sin pătrat de a, putem să înlocuim simt pătrat de a cu 1 minus cos pătrat de a și atunci obținem că 2 cos pătrat de a minus 1 e o altă scriere a lui cos de 2-a. O altă metodă, ar fi să lucrăm membru stâng, înlocuim sin de A minus B cu sin de A cos de B minus sin de B cos de A și sin de A plus B cu sin de A cos de B plus sin de B cos A. Și atunci obținem că membru stâng este de fapt sin pătrat de A cos pătrat de B minus sin de B cos de A la pătrat, adică sin pătrat de B cos pătrat de A. Și atunci putem să înlocuim cos pătrat de B și cos pătrat de A în funcție de sinusurile de B respectiv de A și obținem că Membru stâng se scrie sin pătrat de A pe lângă 1 minus sin de B, minus sim pătrat de B pe lângă 1 minus de A și în urma calculelor se reduc niște termeni și rămânem cu sin pătrat de A minus sin de B pe care l-am demonstrat ca fiind membru drept al egalității. Destul de simplu. Vă propun spre rezolvare un exercițiu ceva mai simplu. 1 pe 1 plus tangent de x plus 1 pe 1 plus cotangent de x trebuie să arătăm că e 1 pentru orice valoare a lui X dintre 0 și pi pe 2. Acest exercițiu fiind preluat din primul test de antrenament din 2021, matematică informatică. Puteți să opriți înregistrarea și să reveniți ulterior pentru a compara soluțiile. În urma calculelor obținem că 1 pe 1 plus tangent de x plus 1 pe 1 plus cotangent de x, întrucât cotangent de x este 1 pe tangent de x, este egal cu 1 pe 1 plus tangent de x adunat cu tangent de x pe 1 plus tangent de x. Deci ne dă 1 pentru orice valoare a lui x cuprinsă între 0 și pi pe 2. Destul de simplu.